Eclesiastul, capitolul 4, versetul 8. Există un ins și pe un al doilea nu-l are, nici fiu și nici frate nu are, și el tot nu se oprește din osteneală și ochiul său nu se satură de bogății. Și atunci, pentru cine mă ostenesc eu și mă lipsesc pe mine însumi de fericire? Iată că și aceasta e deșertăciune și nevoință rea. Ochii nu îi se satură. Ce vinovat este omul care nu se satură niciodată cu partea lui, cu dreptul lui, cu locul lui, ci umblă mereu să răpească dreptul semenului său. Iată câți oameni și câte popoare în cursul veacurilor au căutat numai să-i asuprească și să-i jefuiască pe alții. S-au ridicat din adânc și au venit spre oameni cu lozincile și promisiunile libertății și ale izbăvirii de asuprire ca să-i poată înșela. Fiecare cu alte lozinci, cu alt sistem, însă cu aceleași promisiuni mincinoase. Dar în realitate ce a făcut fiecare? I-a eliberat pe unii oameni și a înrobit pe alții, dar n-a adus eliberarea tuturor. I-a scăpat de exploatare pe unii și i-a adus în ea pe alții, dar n-a putut înlătura exploatarea tuturor. I-a înlocuit pe niște asupriți cu alții, dar n-a putut nimici asuprirea de peste toți. În numele milei pentru alții, acei care o vânturau își urmăreau propriul lor interes. Lacrimile nu s-au uscat, ci au trecut numai din ochii unora în ai altora. Gemetele nu au încetat, ci au izbucnit numai din alte guri. Silnicia n-a dispărut, ci a trecut numai asupra altor nevinovați. Toate acestea mai înmulțite decât înainte, mai amare de cum fuseseră, mai nemiloase decât în trecut. Cu atât mai mult cu cât erau mai otrăvite de dorința răzbunărilor, de lăcomia hămesiților, de cruzimea metodelor. Cine mai are milă când se dezlănțuie asuprirea în numele libertății omului? Cine mai are măsura dreptății în ceasul judecăților în numele libertății? Cine mai are suflete de frate față de cel ce trage la juc când el este sus pe scaunul căruței? Care împărat s-a așezat el însuși în jug și le-a grăit supușilor săi? Acum luați și voi jugul meu, afară de Hristos. Care mântuitor a mai luat crucea și, ducând-o, să spună ucenicilor săi, cine vrea să mă urmeze să-și ia crucea sa și să vină după mine, afară de Hristos? O, marele nostru mântuitor și Dumnezeu, numai Tu te-ai dat pe Tine însuți pentru alții. Toți ceilalți împărați îi dau pe alții pentru ei. Ajută-ne să facem și noi ca Tine, ca să fim ai Tăi. Amin.